Alopecia, deci căderea părului, se întâlnește nu numai în disfuncții ale ovarului și glandelor suprarenale, prin creșterea androgenilor, dar poate să apară și în cazul hipertiroidiei, printr-o alopecie areată, adică părul cade sub formă de zone, ca niște bănuți, sau în hipotiroidie, atunci când părul cade sub forma unei alopecii difuze. Și iată că avem mai multe tipuri de alopecie în funcție de glanda care este responsabilă în spate. Să revin la ovarul polichistic, deci pe lângă tulburările de ciclu, hirsutism, alopecie, fata sau femeia este alertată de faptul că pielea devine încărcată cu sebum, nu doar pe scalp, dar și la nivelul feței, câteodată și la nivelul decolteului, și acneică, lucru care deranjează. Doamnele sunt foarte atente cu aspectul lor, corect, după cum bine știm, și asta este foarte bine, pentru că altfel bănuim altă afecțiune în spate atunci când nu se mai îngrijesc. Și iată că acest sumum de simptome, semne clinice, în prezența unui ovar polichistic identificat ecografic și a ciclurilor anovulatorii, întrunesc criteriile de ovar polichistic. Și am revenit la întrebarea dumneavoastră, ce este acest ovar polichistic? Cam aceasta este definiția bolii. Bun, spuneați că undeva la aproape 90% din 80% din populația cu feminină cu hirsutism au în spate ovarul polichistic. Deci este o boală foarte frecventă chiar de la vârsta adolescenței. Și încă o dată revin pe această cale și atrag atenția că fetițele care intră în pubertate și au hirsutism împreună cu obezitate sau dacă intră cu un indice de masă corporală mai mare în pubertate, sunt predispuse la a face ovar polichistic, așa cum există un determinism genetic pentru small for gestational age, fetițele mici pentru vârstă gestațională născută, da, de a forma ovarul polichistic la pubertate. Da, acum din păcate tot auzim fel și fel de anomalii și de probleme și de situații în rândul adolescentelor. Parcă mai ceva, ori înainte nu erau diagnosticate, sau înainte mămicile nu mergeau cu fetițele la ginecolog, la endocrinolog. Acum vedeam chiar eu personal pe holurile spitalului mămici cu fetițe. Fetițe care erau un pic mai plinuțe, da, pentru a le face investigații endocrinologice. De la ce vârstă, doamna doctor, până le luăm la puricat pe toate, da, toate aceste dereglări, de la ce vârstă ar trebui să mergem chiar și cu ai noștri copii? Și dacă trebuie să mergem cu ei, dacă mergem și cu băieței la controle endocrinologice? Da, întrebarea dumneavoastră este simplă, dar răspunsul este extrem de amplu. De la ce vârstă? Poate fi și de la un an sau de la naștere. Dacă nou-născutul are sindrom de virilizare, ce înseamnă asta? Fetița să dezvolte o pilozitate pubiană sau axilară care se accentuează. Au, n-am știut. Sigur că da. Sau dacă aspectul organelor genitale externe este ambigu de la naștere. Deci ele sunt oricum, toți nou-născuții sunt evaluați de către neonatolog și acolo unde apar aceste ambiguități sexuale sunt trimiși către noi pentru că în spate pot sta bolile adrenogenitale, diverse sindrome de virilizare, pot să fie și tumori la nivelul suprarenalor sau la nivel ovarian. Dar cele mai frecvent implicate aici sunt hiperplaziile adrenale, hiperplaziile congenitale adrenale sau suprarenale. Am înțeles. Deci chiar de la naștere să nu uităm faptul că dezvoltarea aceasta a părului nedorit în zonele masculine poate să apară și la vârsta copilăriei, poate să apară și în adolescență, și la femeia de vârstă reproductivă, și la gravidă, dar și la femeia aflată în postmenopauză. Și iată că fiecare categorie de vârstă, de la naștere până la intrarea în repaus, poate fi atinsă de această problemă. Și acum, cu permisiunea dumneavoastră, voi răspunde la întrebarea legată de sexul masculin. Și băieții pot fi afectați, bineînțeles.
Cu hirsutismul nu se poate discuta, pentru că ar fi o greșeală să spunem că băieții au hirsutism sub nicio formă. În schimb, băieții pot să atragă atenția printr-o dezvoltare precoce a maselor musculare și a caracterilor sexuale secundare. Adică caracterele sexuale secundare sunt dezvoltarea pilozității sexual dependente, vocea care începe să se îngroașe, apariția paternului androgen, da? Musculatură, schelet. În loc să aceste modificări să apară la vârsta cuvenită, 12 ani să spunem, în medie, ele încep sub vârsta de 8 ani și atunci atrag atenția. Deci orice schimbare cu debut pubertar, da? Înaintea vârstei de 8 ani, trebuie să ne alarmeze și la băieți, dar și la fetițe. Pe de altă parte, la băieți trebuie să mai fim atenți din primul an de viață și să vedem dacă penisul are lungimea potrivită și dacă testiculii sunt coborâți în scrot. Pentru că dacă nu au coborât în scrot de la naștere, în primul an de viață trebuie să coboare, altfel trebuie făcute investigații pentru a vedea ce boală este în spatele acestei probleme. Am înțeles. Bun, deci nici cei mici nu sunt feriți de aceste probleme. Ba mai mult, cred că dacă în familie există deja un bagaj, da? Adică mama sau bunica sau chiar tatăl a fost diagnosticat cu astfel de probleme, poate ar trebui să urmărim și copiii, nu? Dezvoltarea lor. Anumite probleme au un determinism genetic. Anumite probleme sunt congenitale. Din fericire, aici boala nu lovește în felul acesta, pe linie genetică. Din fericire, în majoritatea situațiilor. Bun. Și acum revenim la dereglările hormonale. Și în momentul în care vorbim de hormoni, vorbim de progesteron, estrogen, testosteron, prolactină, nu? Da. Mi-am făcut temele? Perfect. Perfect. Bun. Acum, știm că dacă unul din acești hormoni o ia un pic razna, așa cum spuneam, se vede și pe chipul nostru, pe organismul nostru, da? În starea noastră, în greutatea noastră. Haideți să începem, de exemplu, cu progesteronul, pentru că tot e hormonul feminin. E unul din hormonii feminini. Unul din hormonii feminini și acest progesteron este dependent de secreția normală a ovarului de estradiol. Dacă ovarul nu produce estradiol, de fapt foliculii care se dezvoltă la acest nivel nu au echipamentul necesar producției de estradiol, foliculul nu întrunește calitățile necesare pentru a se matura, și ulterior corpul galben nu se va forma dacă femeia nu are o viață sexuală activă pentru a obține o sarcină, da? Și iată că poate să apară deficitul de progesteron. De obicei, aceste probleme apar la femeia de vârstă reproductivă și apar la femeia în premenopauză și menopauză, pentru că acolo se știe că în premenopauză cantitatea foliculor este din ce în ce mai mică, cantitatea de estrogeni devine din ce în ce mai importantă, chiar femeia este supusă unui hiperestrogenism care poate să nu rămână fără consecințe și este bine știut că estrogenii în exces pot lovi endometrul, sânul, dar pot determina și tulburări de coagulare. Pe de altă parte, dacă există progesteron mai puțin, endometrul femeii amprentat de estrogeni nu se va descoama și atunci femeia nu are menstruă, deci nu va avea ciclu, cum se spune pe înțelesul tuturor. Da? Cam asta este problema legată de progesteron.